Salutare, oameni buni, astăzi e 5 octombrie și avem un pic de bai, că Măriuca a intrat în călduri, cel puțin așa mi se pare mie. Aveam o zi aglomerată în care îmi propusesem să fac altceva și trebuie să anulez tot pentru că singura giboliță din bătătură a început să aibă muci. Am fugit repede în satul vecin, unde îmi zicea cineva că s-ar putea să fie bivoli și am aflat că într-adevăr este acolo o fermă cu câțiva, 10-15 bivoli și are și un tăuraș. Problema e că vreo 5 km până acolo și nu e foarte clar cum o să ajungem acolo. Una dintre alternative ar fi să o leg pe Măriuca cu o frânghie, pentru că e foarte cu minte și probabil asta o să încercăm prima dată, de cârligul de la mașină și să mă duc așa cu viteza întâi, la relativ, încet și să văd cum se comportă. A doua alternativă, zicea Andreea să mă sui pe bicicletă. Dar de să sperie Măriuca de un tractor sau de ceva, mă ia cu tău cu bicicletă și mă duce în râu. Și a treia alternativă, care aș vrea să o evit, pentru că totuși sunt 5 km încolo și 5 înapoi, ar fi să mă duc pe jos cu ea. Ei, că ritmul o să ajungă de seara cu tine acolo. E plin. Seara, dacă ajung, nu-i bai, numai să n-ajung poi mâine. Hai să vedem. Hai, uite. Vede. Hai, Dani. Hai. Hai că merge la drum, n-ai mai fost atâta drum. De când te-am adus în satul ăsta. Uite încă 5 km. Greu ce-a fi. Ar mai fi o variantă, numai că e octombrie. Păi, dacă aș trece pe râu, aș scurta vreo 1,5 km. Poate și mai mult. Ce zici? Mare râu. Nu e așa mare, dar e frig. E frig, pe ți-o îmbolnăvești. N-aș vrea să îmbolnăvești. Hai, du. A luat o botucă lungă, ia șenii. O mai tăt în ghem. Tare misterioase sunt căldurile la gibolită. Nu, cred că mă iau direct pe jos și mă duc. Ai telefonul la tine. Îl am. Hai Măriu, hai. Hai mamă, hai. Cius, cius. Trebuie să am grijă acum când vin primele mașini, sorgând din frâu, să nu o să sperie. Traseul a fost destul de bine. M-am așteptat să fie mai agitată pe drum. Ea nu mai văzut mașini. Ea nu mai circula pe drum. Și la primele 3-4 mașini a fost chiar agitată, ca și cum era gata să fugă. O trebuie să o țin bine. Însă, la momentul când am ieșit din sat, adică după vreo 2 km, se liniștise, treceau mașinile pe lângă ea. Cele care veneau din față, din ce am văzut eu, cam clipea din ochi, cam strângea ca și cum ăsta intră mie acum. Dar s-a obișnuit și cu ea. Am întâlnit și câteva tractoare. Câțiva oameni s-au oprit să mă întrebe unde o duc la vânzare sau ce fac cu ea. Alții m-au întrebat dacă acum am cumpărat-o. Oamenii din satul nostru care nu știu că este un gibol în sat la ei, un singur gibol. Și sperăm să fie mai mulți pe viitor. Vedem ce-a făta Măriuca. Deocamdată nu avem noi loc să ținem mai mult, e probabil 2. Pentru mine ziua de astăzi e o reușită. Pentru că o văd așa prin viziune. Faptul că am găsit un taur în satul vecin și faptul că reușim, iată, mergând pe jos, să ajungem la el. Fără să ne rugăm de cineva cu o remorcă sau să avem de plătit suplimentar la transport. Uite așa, oameni buni,
încet, încet, cu provocări, merem înainte. Bivolița trebuie dusă la taur ca să se monteze și să avem lapte. Ea în aprilie 2023 a făcut un an și acum în octombrie ar însemna probabil un an jumate. Ce ai simțit? Ce miros? Hai că-ți arăt eu unde merem. Hai. Acum mă aștept să fiu obosit un pic, că o văd că umblă mai agale, mai încet. Dar începe să simtă mirosul de bivoli. Că bivolii sunt undeva în partea aia acolo. Acum câteva zile am filmat un video în care am dat ceva de lucru. Am pus un ham de cal de la Mânzuian, cu care a fost la noi cam 2 ani de zile. Noi l-am crescut, dar din păcate o trebuie să ne despărțim de Iancu. Și am pus hamul lui Iancu pe Măriuca și am cărat niște baloți, am dat ceva de lucru. Vrem să o învățăm să și muncească câte un pic, să contribuie în gospodărie, sigur că vrem cel mai mult de la ea lapte. Și nici nu o să avem să-i dăm de lucru foarte mult. Însă ne-ar ajuta dacă s-ar obișnui să pună osul și la muncă și să contribuie în gospodărie. Vom avea mare grijă de ea dacă va rămâne gestant, o să-i dăm mâncare mult mai bună. Și sigur, micile antrenamente sau micile munci nu se fac cu un animal gestant sau un animal care îți dă lapte fără să-i dai mâncare foarte bună. Dar în niciun caz când animalul e gestant. Așa că noi continuăm aventura cu Măriuca. Ia, am ajuns la fermă. Hai, lasă că ți arăt eu dibole aici, nu tot felul de chestii de pe drum. Hai să vezi, ia. Hai. Să-ți pregătim. Uh-huh. Oh, nu mă încerc, stai să-ți dau drumul ăla. Ăla-i taurul de acolo, din stânga? Nu știți? Ia, cred că ea doi de acolo. Nu, no, Măriuca, a ajuns în rai! Mamă, tu-i mirosit, Ina! Ăștia doi vin primii! Hai, ce mă bucur că am găsit aur aproape! Ia-l-ai! Nu, zice, mă! Să ne prietem cu tine! Lasă-o încălzească un pic. Ce faci, iubită? Fetiță grasă. Stai cu mine. N-ați văzut încă? Nici eu n-am văzut. Bunicii mei aveau bivol și noi suntem tare nerăbdători să bem lapte de la noastră. Așa, mamă. Uite, suntem miroase, suntem simțită. Simțită, și de nou simțită, văzut-o că e în aură și am o ea atracția. Duge, nu stai cicălare pe mine. De data cu ea mai, taurul. Ce interesant. Da. Ce da, va sta că merg un pic și iară să oprească, nu-i mai fuză de el, e timidă, dar... Du-te, că mă duc dincolo de gard atunci. Da, păi ești dragi, de-a ta numai singură. Am o studiază. Tot te vor să fie prietene cu tine tu. Ia! Hai bine, și celălalt. Nu ușor ai tau,
Deci ăla când vine, ăla și ăla e mai hotărât. Ia e, cât zici tu și asta? Și asta mică, toată lumea te e. Bună! Nu, care e a noastră, că nu mai... Nu faci în astea, Angus, două finale de bucăți. Ai, e capul meu. Când... Au fost foarte multe... Multe căprioare pe zonă. Aveți grijă că gardul curentează. Spărgeau gardul, săreau și rupeau gardul. Păi astea când se dau la fugă, păi anul trecut de 3 ori plânca până la Remedia. Uite-vă să merg în dumneavoastră. Cred că asta de aici care zâmbește frumos. Iu, că poți să ăsta care își ridică buza. Ăla care da, ăla e. Cum mai este? Cu doi, unul mare și unul mic. Aha. Mariuca. Dar vacile îți bugă de prietenoase. Mariuca, vezi, draga mea, că e iardu. Amu, tu e specială că numai tu ai clopot. Vezi, doamne. Să-i dau de clopot. Îi dau clopotul jos. Pentru că una dintre bivolițe, făcând cunoștință, i-o băga cornul pe după lanț și n-aș vrea să accidenteze. Ia ce fain, curcei, uite tu cum 2, 4, 6, 8, 9, 10, curcei. Vă supărați dacă filmez? Nu. Nu, că doamna a zis că ne lasă numai să nu filmez, filmez pe dânsă. Poate ți-a hotărât și ne-a spus nu. Niciodată nu mi-a plăcut. Nici nouă nu mi-a plăcut, dar ne-am obișnuit. Nu, no, mă, că noi picheam. Apoi cred că mare după ei, că apa e acolo înăuntru. Da, da aș duce eu la apă, că știu că fosete s-o tău pe la belți. Aha, s-o duceți înăuntru atunci să vadă unde e apa. N-am lăsat-o apoi să apoi după aia mare cu ei, că acolo avem două belți. Să bagă gibul în baltă. Pare că... O poți băga? Asta n-are probleme. Nu, bine că am reușit. Da. Putem intra și noi. Nu intrați voi, că bivolii sunt cam mari și să n-avem surprize. Pune ăsta acolo pe ăla. Mulțumesc. Hai, Măriuca, hai. Hai să-ți arăt unde e apa. O ia plouă eu, hai. Cum intrați în caș pe stânga? Da, da. Cu mere după tine, scumpa. Așa a venit pe drumul. Ioi, uite ce la e. Pisoi. Bivolițe și pe mine mă lași. Ia ca sa spun tezul. Eu pot sa stau aici, lângă tine. Haide. No, dar nu vine după mine, du-te la divul. Hai sa-ti fac un scurt cu celălalt. Hai, hai. Hai, hai. Hai, mă, Iuca, hai. Am o izbăreață pe nimeni. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai! Miu! Hai, hai! Uite, o băut apă. N-o băut. Lasă că s-o băgat amun și gata. Să descurcă e. Ce frumos e. Ioi, ce ochi mare are! Când fată se începe pe el, cu carnea. Când am montat, vă dați seama că nu-mi interesează așa, îi explici ce se întâmplă. Nu avem voie să postăm pe YouTube așa, da? Ce faci, mă? Da, te-ai spărat de microfonul ăsta. Haide! Hai, mă, ha! Aici, la copii! Hai, la joacă! Așa! Ia, băiatul, vrea să-ți dea atenție. Haide! Hai, Măriuca, haide! Nu stai acolo înăuntru. Tu numai lângă mine vrei să stai. Dar pe așa, nu facem treabă. Ia, vai! Ce face? Uje de tine. Uje de tine.
Ești ca o pisicuță, ca o cățelușă, numai la mine fugi. Orice ciudat, nu știu cum te descurca. Nu știu cum îi da lapte, dacă așa te comporți cu băieții. Nu mai vin după mine, du-te! Uite tot cum merge puiul de bivol tocmai în exterior de către mine ca să aibă pe mama sa ca protecție față de intrusul din adăpost. Mă tot analizează de după mama sa. Iuca s-o țipa jos. Nică-te de acolo tu. Deja va fugi după mine că nu te mai duc de aici, rămâi cu taurii.